muncești și călătorești cu Europa FM. 8:34 de minute, ghicești și călătorești în deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața, prieteni! Ia să vedem. Vă așteptăm la 0372069599. Trei dintre voi vor intra în direct în această dimineață și își vor încerca norocul la concursul nostru. Vă reamintim, lucrurile sunt foarte simple. Noi am ascuns tichetul de vacanță într-un loc undeva pe lumea asta, oriunde. În principiu e așa, mai obiectiv, mai turistic, nu e în pantoful. De asta am zis de vacanță. Aoleu, am spus unde? Așa. Așadar, noi am ascuns, pardon, tichetul de vacanță undeva pe lumea asta, da, într-un loc turistic, cum zice Vlad. Așa, așa, cât voi ne sunați la 0372069599, intrați în direct cu noi și ne întrebați. Da, întrebări da, nu, la care noi trebuie să răspundem în principiu prin da sau nu. Da. Adică, puteți să întrebați, este cumva pe planeta Pluto? Și noi zicem... Nu. Nu. Și dacă am zis nu, vă mulțumim tare mult, ne luăm la revedere și trecem la următorul ascultător, nu mai mult de 3 în fiecare zi, nu mai mult de 5-6 minute în fiecare zi. Vor fi și zile când poate vom sta doar cu un ascultător sau poate doar cu doi. Sau... Este pe planeta Pământ? Da, zicem noi, mergeți mai departe. Bravo, și dacă e o întrebare la care nu știm răspunsul, de genul este la altitudinea de 52 de metri și 33 de centimetri, adică poate e, poate nu e, habar n-avem că n-am verificat asta, noi putem să zicem pas. Și dacă zicem pas, atunci se consideră că e da și se merge, adică se consideră că mergeți mai departe. Perfect. Bun. 0372069599. Daniel e deja în direct cu noi. Bună dimineața, Daniel. Bună, Dan. Neața. Bună dimineața. Să trăiești. Bine ai venit alături de noi în deșteptarea. Ești primul de... Da. Primul posibil câștigător, da, de la Ghicești și, da, Călătorești. Premiul e de 1000 de euro, așa că gândește-te bine să te duci cu da până la capăt. Da. Hai, întreabă-ne. Ce? Unde este? Eu zic că în Constanța este. Nu trebuie să întreb. Tu ne întrebi. Este în Constanța? Bla, bla, bla? Asta, întreabă. Asta e întrebarea, da? Da. Întreabă-ne, hai. Eu zic că acolo se află. Nu, trebuie să ne pui o întrebare. Dacă Daniel, pui o întrebare, nu înțelegi? Întreabă-ne, este în Constanța? Că asta e ideea. Este în Constanța? Și răspunsul nostru este nu. Nu, nu este în Constanța. Foarte mult. Mulțumim, deci, tare mult. S-a eliminat Constanța. Bine de știut, toate aceste răspunsuri, corecte sau nu, vor fi publicate pe site-ul nostru, pe europafm.ro, în pagina de concurs, astfel încât să vă ajutăm, vă inspirați de acolo în fiecare zi, vedeți unde am ajuns. Marius, bună dimineața! Bună, Marius! Neața! Bună dimineața! Întrebarea mea este, este în România? Alo? Da, te auzim, ne gândeam dacă e în România, dar... Sau nu, că nu poți să-ți dai seama. Da, domnule, este în România. Băi, Zaf, ți-am zis, mă, că nu e bine. Este în România. Tu... Răspunsul e da. Ok. Este o stațiune turistică? Alo? Da, te auzim, ne gândeam acum dacă e stațiune turistică sau nu. Cuvântul fiind stațiune aici. Stațiunea, ce este stațiunea? Un loc destinat, în primul rând, turismului. O așezare, o aglomerare. O așezare turistică. O așezare turistică, în sensul, adică, de exemplu, Venus este o stațiune turistică. Da. Nu? Dar Bucureștiul nu este o stațiune turistică. Evident. E un oraș care mai are și turiști, nu știu ce. Exact. În cazul ăsta răspunsul este nu. Nu. Deci nu. Îți mulțumim tare mult, Marius. Într-o stațiune. Da, mulțumesc și eu. Uite că ai strâns foarte mult din prima, dar nu ți-a mai ieșit cu a doua. Ionel, bună dimineața! Bună, Ionel! Salut! Olo? Ionel, ești în direct? Salut! 1000 de euro sunt pe masa ta. Ia să vedem. Ai fost atent până acum? Este în cap. Da. Perfect. Întreabă-ne în continuare. Este în capitală cumva? Nu. Nu este în capitală, domnule. Deci avem... Capitală. Bun. Ok. Deci, ca să recapitulăm. Rețineți răspunsurile de azi, care au restrâns căutarea foarte mult din punctul nostru de vedere. Sincer, nu ne așteptam să fie atât de restrânsă. De ce repede ne-a luat iar România? Da. Trebuie să muncim mai bine. Răspunsurile sunt și pe pagina noastră de internet, pe site-ul nostru. Și am avut așa. Deci, știm că este în România, că nu este în Constanța, că nu este în București, turistică. Și că nu e o stațiune turistică. Uh-huh.
Și practic rămâne restul. Nu mai e mult. Da, da, valorează tichetul, valorează 1000 de euro, așa da. Că e bine să-l căutați. Mâine dimineața la aceeași oră ne întâlnim cu Ghicești și Călătorești. Păstrăm 1000 de astăzi pentru mâine. Vă urăm mult succes. In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM.